Jurnalele RTT. Știri la fix. 7 mașini cu roțile tăiate în gura unui canal nesemnalizat pe bulevardul Vlahuța. Șoferii care s-au ales cu mașinile avariate duminică seara au chemat la fața locului poliția să constate daunele și să încheie procese verbale. Oamenii au fost foc și pară pe firma care a executat lucrarea, pe care a lăsat-o neterminată și nesemnalizată. Autorii lucrării de mântuială s-au ales cu amendă de 6.000 de lei de la poliția locală. Șoferii care au trecut pe bulevardul Vlahuță s-au trezit duminică seara cu mașinile avariate. Pe carosabil se lucrase la un canal, iar groapa lăsată neacoperită în jurul acestuia s-a dovedit o capcană pentru participanții la trafic. Am intrat într-un canal, în mijlocul străzii. Și v-a tăiat cauciucul, da. Nu? Sau a înduit geanta, da, ca la, da, la mine? Tăiat. Să ne dea banii care am dat pe anvelopă. Vor să facă... Da, vor să facă ceva în așa fel să... Să vă astupe groapa acolo. Nu să ne dăm noi cu mașina ea acolo. Că dăm banii pe rovinetă, pe alea, pe tot taxe. Numai taxe și chitanțe în ea. Fiind seară și condițiile de vizibilitate reduse, mașinile au luat groapa din plin. Printre șoferii ghinioniști s-a numărat și colegul nostru, Iulian. Când am coborât din mașină, roata din față, janta era ciupită și cauciucul era tăiat. Și m-am uitat și la roata din spate, la fel era dezumflat cauciucul. Ai văzut groapa aia? Că bănuiesc că mergi, da, prin era zona aia. N-am văzut groapa, nu, se vedea, era și pe înserată, băteau faruri din față. La fața locului a fost chemată și poliția rutieră, care a făcut măsurători și documente constatatoare, dar și poliția locală, cea care l-a identificat pe proprietarul canalului. Poliția locală i-a chemat la discuții atât pe executantul lucrării cât și pe beneficiar. După aceste discuții se vor lua măsurile legale care se impun vis-a-vis de cel care se face vinovat de această situație. Firma care a executat lucrarea s-a ales cu amendă de 6.000 de lei pentru că nu a semnalizat corespunzător porțiunea de drum pe care s-a intervenit asupra covorului asfaltic din jurul gurii de canalizare. Luni, la prima oră, zona cu probleme era reparată, însă o altă groapă, la fel de periculoasă, există și pe strada Carpaților. În cazul în care proprietarii mașinilor avariate nu sunt despăgubiți de cei responsabili, se pot adresa instanței pentru recuperarea pagubelor. Oamenii legii caută de duminică un fugar de la un filtru de poliție. Un echipaj al biroului rutier a oprit duminică pe bulevardul Gării un autoturism înmatriculat în Polonia. Șoferul a pretins că nu are actele asupra sa. Când polițiștii i-au cerut să coboare pentru a-l testa cu aparatul etilotest, a demarat în trombă cu mașina de poliție pe urmele lui. Ești nebun? De Polonia, da. De Polonia. Polițiștii l-au urmărit un sfert de oră pe mai multe străzi din tractorul, dar fugarul s-a făcut nevăzut după ce și-a abandonat mașina. Colegii noștri l-au urmărit pe parcursul a 15 minute pe mai multe străzi din cartierul Tractorul. Într-una dintre intersecții aceștia chiar a acroșat o altă mașină aflată în trafic, după care a abandonat autoturismul în dreptul imobilului cu numărul 15 de pe strada General Muciulski. Colegii noștri au dispus toate măsurile de verificare a autoturismului, acesta fiind în prezent indisponibilizat în curtea Inspectoratului de Poliție Județean Brașov. În urma verificărilor efectuate cu ajutorul unor parteneri internaționali, polițiștii au stabilit că numărul de înmatriculare al autoturismului abandonat figurează în bazele de date ca fiind atribuit altui autovehicul. Prin urmare, se fac cercetări și pentru conducerea unui autoturism neînmatriculat cu număr fals, dar și pentru a se stabili dacă mașina era furată. Polițiștii continuă cercetările pentru identificarea fugarului. Lacul din Poiana Brașov a fost curățat. Mai bine de o lună, un utilaj special a dragat fundul lacului Miorița, de unde a scos la suprafață saltele, bucăți de faianță și mult moloz. O dragă plutitoare a început, în urmă cu câteva săptămâni, lucrările de decolmatare și întreținere a lacului din Poiana Brașov. Au fost îndepărtate straturile vegetale acvatice și subacvatice din lac, dar și resturile care pluteau pe cele 1,6 hectare ale luciului de apă. Lucrările au fost executate etapizat și pentru prima dată în municipiul Brașov s-a folosit draga plutitoare. În acest moment avem o greblată așată la dragă, care greblăm și scoatem toată mizeria care este la fundul lacului. După care se schimbă acea greblă și punem capul de dragare și de recolmatare, unde scoatem tot mălușii.
iese prin aceste țevi. Viceprimarul Laszlo Barabas a verificat astăzi stadiul lucrărilor de decolmatare de pe lacul aflat în proprietatea municipalității. Din păcate, noi ne așteptam să găsim numai mâlci, am găsit tot felul de minuni, saltele, toalete, moloz, faianță. Am decolmatat două treimi din lac, mai avem ultima treime și terminăm. Dacă nu ne încurcă vremea, se va finaliza. Oricum, e bine când plouă, pentru că la lucrare avem nevoie și de apă, să fie multă apă, pentru că utilajul amestecă mulul cu apă și îl excavează. Valoarea lucrărilor de decolmatare a lacului din Poiana Brașov este de aproximativ 370.000 de lei. Accidente cu doi decedați și mai mulți răniți pe șoselele Brașovului în weekend. Un autotren care transporta o vină s-a răsturnat sâmbătă seara peste un autoturism pe DN13 între Fișeri și Bunești. În mașina peste care s-a răsturnat camionul se aflau patru ocupanți, dintre care un pasager aflat pe bancheta din spate a decedat. Un alt ocupant al mașinii a suferit un traumatism abdominal și de coloană cervicală, iar medicii SMURD i-au acordat asistență și unei femei care a ieșit singură din mașină și care prezenta doar câteva escoriații. Un alt accident s-a petrecut tot sâmbătă seara între Hoghi și Rupea Gara. Un șofer de 50 de ani a pierdut controlul asupra direcției de mers și a ieșit în afara părții carosabile, unde a lovit un cap de pod. Din accident a rezultat decesul conducătorului auto, care se afla singur în mașină. Polițiștii au constatat și că șoferul avea permisul de conducere anulat. Ori își fac treaba, ori le vor fi reziliate contractele. Municipalitatea a dat un ultimatum operatorilor de salubrizare din oraș să-și îndeplinească obligațiile de colectare a deșeurilor de la populație. În paralel, inspectorii din serviciul de salubrizare din primărie și polițiștii locali vor monitoriza boxele de gunoi. Operatorii care nu-și respectă atribuțiile sau brașovenii care aruncă la întâmplare gunoiul vor primi amenzi. Au fost mai multe reclamații ale brașovenilor care au vizat modul în care se ridică gunoiul de la platforme, dar oamenii s-au plâns și de starea containerelor și de faptul că acestea sunt prea puține. Edilii au acordat celor două firme de salubritate din oraș o săptămână pentru a-și remedia problemele dacă mai vor să rămână în contract. Se pare că lucrurile au început deja să se schimbe. Deja a început înlocuirea pubelelor care nu, să spunem, nu erau conforme, fie că erau îndoite, nu aveau capa ca roz lipsă. Totodată, operatorii s-au angajat să crească numărul de autospeciale, dar și numărul de utilaje de ridicare a gunoiului din jurul platformelor de gunoi, pentru că aceasta era o mare problemă, erau depozite de deșeuri lângă aceste platforme și cei doi operatori nu le ridicau. Operatorii de salubritate s-au plâns în schimb că accesul la platforme este frecvent blocat de autoturisme. Prin urmare, autoritățile vor aplica amenzi și celor care parchează în fața platformelor de gunoi, dar și celor care își aruncă gunoiul la întâmplare. Avem o rugăminte și un sfat către brașoveni să arunce gunoiul exact acolo unde trebuie și nu pe lângă platformele de gunoi. În cazul în care cei doi operatori de salubrizare nu își vor respecta obligațiile, municipalitatea va analiza modificarea prevederilor contractuale sau chiar rezilierea contractelor cu aceștia. Lipsa panourilor de identificare, moloz aruncat la întâmplare și materiale de construcții depozitate în locuri nepermise. Sunt neregulile constatate de polițiștii locali în cadrul unei acțiuni de amploare pe șantierele de construcții din Brașov. Ultima acțiune amplă de inspectare a acestor zone s-a efectuat la începutul verii. Atunci erau depistate nereguli privind lipsa panourilor de identificare la majoritatea dezvoltatorilor imobiliari. Recent, pe același șantiere, au fost identificate noi nereguli. Au fost vizate șantierele din Bartolomeu și din tractorul, pentru că, iată, în tractorul sunt foarte multe, sunt 22 de șantiere, două fiind în conservare. Au fost identificate câteva probleme pe aceste șantiere. Cei care execută lucrările acolo vor trebui într-o săptămână să își pună în regulă tot ceea ce este deficient din punct de vedere al executării lucrărilor, urmând, evident, după o săptămână să revenim cu aceste controle. Neregulile pentru care dezvoltatorii sunt pasibili de amenzi sunt diverse. Au fost identificate deșeuri, molozuri puse la întâmplare, depozitările de materiale de construcție tot așa au fost identificate, depozitate la întâmplare sau, eu știu, îngrădirea acestor șantiere nu a fost făcută conform legislației.
Echipajele de rutieră de la poliția locală au aplicat cu această ocazie sancțiuni pentru depășirea tonajului admis pe anumite tronsoane de drum sau lipsa permiselor de liberă trecere pentru căile de drum pe care au fost surprinși șoferi ce transportau materiale de construcții către șantiere. Au fost sancționați 4 șoferi pentru lipsa LT-urilor și au fost aplicate alte 6 sancțiuni la codul rutier. Primul campionat mondial de atletism din România va fi organizat la Brașov. Campionatul mondial de ultramaraton pe 50 de kilometri va avea loc la 1 septembrie 2019 și va fi susținut de municipalitate. Traseul competiției ar putea fi același pe care se desfășoară anual crosul 15 noiembrie 1987. Săptămâna trecută am preluat, am obținut din partea Asociației Internaționale de Ultratletism să organizăm la Brașov, în România mai exact, prima ediție de campionat mondial de atletism. Practic, Brașovul cu această ocazie intră pe harta, fiind de prima, pe harta organizării atletismului și a unui campionat mondial. Organizatorii se așteaptă ca la Brașov să sosească aproximativ 180 de alergători din mai multe țări de pe continente diferite alături de oficiali. Vestea a adus-o la Brașov chiar președintele Asociației Internaționale de Ultraatletism. Proba de 50 de kilometri este foarte importantă pentru noi. De regulă, alergătorii încep cu această probă pentru a putea urca mai apoi la probe mai lungi de alergare ultra. Planul nostru este să reușim să aducem la Brașov președința ai federațiilor de atletism din cât mai multe țări. Competiția va beneficia de susținerea primăriei Brașov, care va pune la dispoziție partea de infrastructură pentru campionat. Practic, avem posibilitatea celor care doresc să o participe, adică da, să fie prezent, să fie parte din eveniment. Dacă luăm în calcul că sunt și prezență din alte țări, de alte continente, e o treabă bună. În luna noiembrie, Brașovul urmează să primească o vizită din partea Asociației Internaționale de Ultraatletism, care va verifica traseul, dar și infrastructura de cazare pusă la dispoziție de Brașov pentru acest eveniment sportiv. Campionatul mondial de 50 de kilometri este organizat de Federația Română de Atletism cu suportul tehnic și logistic al Comisiei de Ultraatletism, în colaborare cu autoritățile locale. Competiția se desfășoară sub patronajul Asociației Internaționale de Ultramaraton, partener al Asociației Internaționale a Federațiilor de Atletism.